Anul 2011 a fost de mare succes pentru Valentina Naforniță, originară din satul Cuhnești. Aceasta a adus faima Republicii Moldova la concursul internațional Singer of the World 2011. Pentru prima dată în ultimii 23 de ani, părerea publicului a coincis cu cea a juriului în cadrul concursului internațional Singer of the World. Premiul mare a fost oferit unei moldovence originară din satul Cuhnești, Valentina Naforniță. Valentina Naforniță! She's made it a double. 24-year-old Valentina Naforniță is the new BBC Cardiff Singer of the World. Neither of my guests called it correctly. Joyce DiDonato. Well, it just shows you, what do we know? But no, I think it's... Recent, interpreta de muzică academică a efectuat o vizită în satul natal, unde a avut o întâlnire cu consătenii. Evenimentul a avut loc în incinta Casei de Cultură Cuhnești, care de mult nu a mai avut parte de o sală arhiplină. Interpreta a discutat cu admiratorii săi, iar cuvintele de mândrie nu au contenit să răsune din partea admiratorilor. Venind la acest întâlnire, am venit și cu bucurie și cu mândrie mare pentru tine și am venit și cu tristețe foarte mare. Și anume care că... Dacă până acum te mai așteptam, măcar la Crăciun și la Paște, să cânti alături de noi, cântam, când vedeam fiecare adunându-se, spuneam că gata, cântarea să fie frumoasă, dar când vedeam cu tine, Valea, a să fie excelentă la sărbătorile mari. Și de acum nu mai am nicio speranță că o să cânti cu noi în cor, fiindcă după semnarea acelui contract, știi tu, ai, dar totuși știi că te așteptăm, da, și ești foarte așteptată și bine primită totdeauna. Valentina a recunoscut că talentul său este bazat pe muncă și a fost foarte dificil să obțin acest titlu care a făcut-o cunoscută lumii întregi. Trebuie să ai foarte, foarte mult talent, contează foarte mult, se simte când omul are acel talent, plus muncă asiduă, normal, de aceea trebuie să fie balanța egală ca să faci performanță. Vreau să vă zic că în Republica Moldova sunt atâtea talente, sunt măgulită chiar și în seara aceasta la acest concert, am văzut copiii aceștia cât de talentați sunt, chiar cred că sunt mai talentați decât am fost noi la vremea noastră, așa că cu siguranță important este să-ți dorești foarte, foarte mult și să nu crezi gurile rele. Ținem să menționăm că concursul Singer of the World 2011 s-a desfășurat în orașul Cardiff din Țara Galilor. Valentina Naforniță a devenit laureata concursului și totodată a câștigat premiul publicului. Diana Zaporojan, Irina Harea, Mihai Mudovanu pentru știri.